În perioada 1-8 noiembrie, la Sala Lumina de la Centrul Cultural Județean Argeș, se desfășoară două evenimente ce țin de sfera artei religioase. Primul eveniment se referă la expoziția concurs de icoane Rugămuneție, manifestare care a ajuns la cea de-a 21-a ediție și care va avea vernisajul vineri începând cu ora 14, iar cel de-al doilea eveniment este festivalul concurs al filmului cu tematică religioasă Lumină din Lumină, care a ajuns la cea de-a 25-a ediție. Tema festivalului este Anul Omagial al Satului Românesc și pot participa atât realizatori din țară cât și din străinătate. Mă bucur să văd interesul dumneavoastră pentru aceste manifestări. De fapt, ele sunt manifestări cu caracter religios, cu o vechime destul de mare în județul nostru. Aș începe cu o scurtă prezentare a festivalului de film cu tematică religioasă Lumină din Lumină, a cărui ediție anul acesta are numărul 25. El a debutat în mai 1994, iar de-a lungul timpului au rulat în cadrul acestui festival câteva sute de filme. Am avut participanți din întreaga țară, ba chiar la una din ediții am avut și invitații din afară, acea ediție având oarecum, din acest punct de vedere, caracter internațional. Sigur, filmul este denumit cu tematică religioasă, dar această tematică, să știți că acoperă o largă varietate de subiecte. Au fost prezentate filme monografice, reportaje sociale, care au avut un impact destul de mare în cadrul publicului care le-au urmărit. Pe tot parcursul celor două evenimente, intrarea publicului este liberă.